Astăzi eu personal vă voi prezenta un material pe care îl vom da tuturor românilor pentru că se apropie ziua votului, dar îl prezentăm și în conferințe de presă pentru că știm că există o persoană foarte, foarte interesată de mesajele noastre care, neavând ce face la Cotroceni, comentează în fiecare zi la 6:30 ce spunem noi cu o zi înainte. Prin urmare, pentru Traian Băsescu, președintele nu știu cui, ca al românilor nu, acesta este futurașul pe care noi îl vom da românilor, prin care îi invităm să meargă la vot pe 9 decembrie și pe spate avem 9 puncte de ce să vină românii la vot. Și le voi lua pe rând, pentru că am văzut că este foarte supărat Traian Băsescu pe aceste puncte. Primul punct spune în felul următor. Fiecare român să meargă la vot pentru ca Traian Băsescu să nu mai conteze în viața lor. Traian Băsescu a contat foarte mult în viața românilor. Când a anunțat la Cotroceni tăierea salariilor, când a anunțat la Cotroceni tăierea pensiilor, când a impus guvernelor Boc și MRU să închidă spitalele și așa mai departe. Traian Băsescu nu mai trebuie să conteze în viața românilor și asta i-au spus-o românii foarte clar. Facem campanie în toată țara și asta ne spun oamenii pe stradă. Scăpați-ne de Traian Băsescu. Trebuie să înțeleagă și Traian Băsescu că nu mai este dorit de români. Pe de altă parte, Traian Băsescu este cel care încearcă din nou să se pună deasupra votului românilor și le spune tuturor celor care vor merge pe 9 decembrie la vot că votul lor nu contează, că el este cel care hotărăște cine va fi primul ministru. Pe de altă parte, trebuie să mergem la vot pentru cei 7,4 milioane de români care au fost ignorați la referendum. Votul celor 7,4 milioane de români nu a contat, iar Traian Băsescu se străduiește din răsputeri să ne convingă că a fost fraudă, că de fapt românii nu au votat în vară, că voturile acelea nu au existat. De asemenea, trebuie să mergem la vot pentru ca salariile și pensiile să nu mai fie tăiate de guvernele lui Traian Băsescu. Este clar pentru toată lumea că dacă Traian Băsescu își impune primul ministru, vom avea în continuare tăieri de salarii, tăieri de pensii, banii pe care i-am găsit cu greu să dăm salariile și pensiile înapoi vor fi luați de acolo și PDL-ul, așa cum se laudă în Europa că este campionul austerității, evident va continua cu aceleași politici de austeritate, de tăieri de cheltuieli și așa mai departe. În al patrulea motiv, pentru ca vinovații să fie pedepsiți conform legii. Și Traian Băsescu și cei din jurul lui trebuie să înțeleagă că dacă ești în camarila președintelui țării, dacă ești apropiatul lui Traian Băsescu, nu înseamnă că ești ferit de lege. Nu înseamnă că DNA-ul și alte instituții ale statului nu te verifică niciodată. Nu înseamnă că, deși toți știm că ai furat, că ești unul dintre hoții care au sărăcit această țară, nu vei da niciodată socoteală în fața legii. Și cei care sunt prietenii lui Traian Băsescu trebuie să dea socoteală în fața legii. Și vedeți aici cele 15 plângeri penale pe care le-a anunțat premierul, cei vinovați de furtul din bani publici care niciodată n-au dat o declarație la DNA. În al cincilea rând, pentru ca USL-ul să poată face schimbarea până la capăt. L-am schimbat pe MRU din funcția guvernului. Am schimbat-o pe Roberta Anastase, i-am schimbat pe Flutur și pe alți baroni locali la alegerile locale. I-am arătat lui Traian Băsescu cât este de mic în vară, când 7,4 milioane de oameni au votat împotriva lui. Trebuie să mergem mai departe cu schimbarea și să-i înlăturăm definitiv din conducerea acestei țări. Dacă PDL-ul reușește să facă guvernarea după 9 decembrie, și Falcă, și MRU, și Flutur, toți vor reveni și vom avea aceiași hoți în fruntea țării. Un al șaselea motiv ar fi pentru ca profesorii, medicii și pensionarii să nu mai fie jigniți. E de notorietate felul în care Traian Băsescu s-a comportat în acești ani cu categoriile profesionale și sociale. În al șaptelea rând, pentru ca tinerii să aibă locuri de muncă și șanse de reușită în țara lor. Tinerii trebuie să se pregătească și să-și gândească un viitor în România,
nu să fie goniți în afară, să plece în afară, să muncească, să fie umiliți acolo. În al optelea rând, pentru o Românie puternică. Avem nevoie de o Românie demnă, o Românie puternică, cu instituții stabile, care să funcționeze democratic, o Românie care să nu fie îngenunchiată în Europa doar pentru că nu este condusă de Traian Băsescu și de camarila lui. Și în al nouălea rând, pentru că sunt cele mai importante alegeri din ultimii 10 ani. Pentru că este vorba despre fiecare dintre noi, pentru că este o luptă a fiecăruia dintre noi cu regimul lui Traian Băsescu, nu este o luptă doar a USL-ului, nu este o luptă doar a lui Victor Ponta sau a lui Crin Antonescu. Este o luptă a fiecărui român cu regimul lui Traian Băsescu, pentru că fiecare dintre noi a avut de suferit în urma, în acești 2 ani de zile. Cam atât aveam să vă spun. Dacă domnul Traian Băsescu vrea să-i trimitem pe mail macheta, poate vrea, știu eu, să fac o conferință de presă pe baza acestui material, cu mare plăcere, numai să ne anunțe. Dau cuvântul acum doamnei Norica Nicolae și după aceea cu întrebări. Ca să nu schimbăm, microfoanele. Microfoanele? Bună ziua! După cum vedeți, am renunțat la punctajul de presă întocmit de echipa USL de comunicare, pentru că de obicei nu-l folosesc în ieșirile mele publice. Însă astăzi aș dori să fac o declarație politică în calitatea mea de purtător de cuvânt al campaniei USL, dar și de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și lider al grupului liberal în Parlamentul European. În Europa este o certitudine că democrația înseamnă voința poporului. Numai în România această certitudine a fost înfrântă în câteva rânduri de un lider politic care se numește Traian Băsescu și care în momentul de față îndeplinește temporar această funcție. În alegerile din 9 decembrie, România și liderii politici vor trebui să dea un examen de maturitate, de maturitate politică, dar și de maturitate democratică. A nu respecta rezultatul alegerilor, voința populară din 9 decembrie, ar însemna să punem cu bună știință România în afara democrațiilor europene și cu siguranță poate avea loc o adevărată lovitură de stat. Nu o tentativă manipulatoare, așa cum s-a precizat în vară, dar la un vot semnificativ al populației în favoarea unei formațiuni politice, și noi considerăm că această formațiune politică este USL-ul, nerespectarea voinței populare îi pune pe cei care vor face acest lucru în afara statului de drept, în afara Constituției și în afara normelor democratice europene, inclusiv a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care privilegiază democrația și statul de drept. În acest context, îl rog pe președintele Traian Băsescu să ia act că lideri politici marcanți din Uniunea Europeană au luat deja poziție cu privire la declarațiile irresponsabile pe care le face, noi știm aici că din rațiuni electorale, dar declarații care, atent monitorizate, dovedesc că avem un șef de stat care nu-și onorează atribuțiile constituționale. Este departe de a fi în afara jocului politic, este departe de a fi mediator, este departe de a fi un garant al democrației. Serghei Stanișev, liderul socialiștilor europeni, Graham Watson, liderul liberalilor europeni, președintele Partidului Socialist din Germania, au luat deja poziții, le veți avea în facsimil toate aceste poziții. Îl rog pe președinte să ia act că niciunul din susținătorii domniei sale tradiționali, și mă refer la președintele Comisiei Europene, care l-a sprijinit într-o anumită formulă în perioada referendumului, nu a avut o poziție cu privire la alegerile din România. Traian Băsescu, dacă își dorește ca această țară să nu intre într-o criză politică majoră, ar putea face singurul gest responsabil din cariera lui politică, și mă refer la mandatul prezidențial, și anume de a se abține să interpreteze și să manipuleze Constituția cu sprijinul substanțial a unor alte forțe care, din păcate, în ordinea noastră constituțională ar trebui să fie garanța ai respectării Constituției. Să nu-și imagineze Traian Băsescu că rezultatul alegerilor
va putea fi negociat la Curtea Constituțională sau în alte locuri. Și în acest context aș dori să le atrag atenția că prea mult au utilizat tema fraudei. Utilizând formula hoțul strigă hoții, Traian Băsescu a câștigat două rânduri de alegeri, pe cele din 2004 și pe cele din 2009. Pentru că dacă ar fi avut voința politică să demonstreze că au existat fraude electorale în România, în 2004 am fi avut o anchetă clară care să stabilească că PSD-ul la vremea respectivă a fraudat alegerile. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Dacă ar fi existat voința politică în 2009, când probele furnizate de PSD, de PNL și de celelalte partide prezente în alegeri nu au fost luate deloc în considerare, am fi putut să demonstrăm că în România există o intenție foarte clară de fraudare a alegerilor. Și în acest context le cer celor care supraveghează din punct de vedere tehnic alegerile să se abțină de a manipula calculatoarele pentru a obține un anumit număr de voturi în favoarea unei formațiuni politice. Este momentul ca România să redevină ceea ce a fost, adică un stat de drept autentic, și acest lucru nu se poate face dacă nu respectăm niște norme minime. Și în acest context eu salut prezența observatorilor OSCE în România. Fac apel la societatea civilă, la fundații, la asociații, la simpli cetățeni să monitorizeze aceste alegeri care din punctul de vedere al USL vor fi clar nefraudate, neinfluențate. Este un moment istoric pentru România și cred că fiecare dintre noi, indiferent ce ni s-ar întâmpla în cariera noastră politică, cum s-ar finaliza cu funcții, cu încetarea unor funcții, va trebui să facem un gest de adevărat patriotism național și să, în aceste alegeri, să respectăm voința poporului. Principala persoană care a sfidat această voință în acești ani se numește Traian Băsescu și românii știu foarte bine de ce. Sunt convinsă că președintele își face calcule cu privire la prezența la vot și în acest context îi rog pe români să se prezinte indiferent de condițiile meteorologice, indiferent de lehamita pe care o au sau nu o au pentru politică. Să se prezinte la vot pentru a da o șansă democratică acestei țări. Traian Băsescu, în opinia mea, mizează pe o prezență redusă la vot care îl va pune în postura să conteste, așa cum a încercat aseară, într-o sfidare foarte clară a legii alegerilor parlamentare, ca Camerei Deputaților și Senatului, voit confundată cu prevederile legale cu privire la referendum, a ceea ce se numește organizarea alegerilor. Listă de vot, dezbatere electorală, cuantificarea rezultatelor alegerilor. Președintele a insinuat aseară în acel interviu din Curticica de la Cotroceni că există necesitatea unui vorum. Românii trebuie să știe acest lucru, că în ceea ce privește aceste alegeri, această necesitate nu este o condiție prevăzută de lege. Și vă anunț că USL-ul a luat măsuri de a anunța comunitatea internațională cu privire la prevederile textelor legale care reglementează regimul alegerilor din România. Nu facem eroarea de a fi de bună credință așa cum am fost astăvară și de a nu comunica o serie de chestiuni care țin de legislația internă, dând posibilitatea unora sau altora să interpreteze această legislație. Și în acest context fac apel, pentru că în contextul evenimentelor care s-au întâmplat în această săptămână, în care diplomați au făcut campanie electorală pentru diverse formațiuni politice, fac apel la cei care vor conduce secțiile electorale în diaspora, la misiunile noastre diplomatice. Și le spun foarte clar că dacă până acum s-a întâmplat că procesele care vizau neregularitățile au fost tergiversate, în acest moment vom face apel la autoritățile în care consulatele, ambasadele sunt acreditate să ne pună la dispoziție datele cu privire la supravegherea permanentă a acestor instituții. Pentru că se știe foarte clar, din rațiuni de securitate, fiecare ambasadă sau fiecare consulat este supravegheat permanent pentru a fi protejat de eventuale atacuri. Aceste date consemnează prezențele la vot. Vom ști dacă s-a votat ca la Paris, la o secundă fiecare, cu 3.000 de oameni, sau dacă s-a votat ca în alte secții de electorale concrete.
Și le cer diplomaților români să nu mai repete cei care au făcut-o cu prisosință în aceste alegeri, ceea ce au făcut în 2009. Pentru că se joacă cu statutul democratic al României și cu condiția de stat european a acestei țări. Eu personal, și o să vă pun la dispoziție, am făcut o campanie în această perioadă în presa străină, informând cu privire la situația din România. Și aș vrea să vă spun că, în opinia mea, niciun lider european nu-și mai poate permite să interpreteze legea așa cum s-a întâmplat în această vară. Pentru că a interpreta, nu prevederile constituționale, a interpreta standardele democratice, îi pune pe foarte mulți lideri europeni în afara conduitelor europene. Cred că România, într-un context social, economic, dificil pe care îl traversează Uniunea, are nevoie de stabilitate politică și în acest context fac apel la președinte, dacă dorește să rămână în conștiința acestei țări ca un om politic care a avut un dram de respect față de poporul pe care l-a condus, să respecte voința poporului rezultată din alegeri. Este un dublu apel, dar primul meu apel este la români. Prezentați-vă la vot, pentru că de votul dumneavoastră depinde soarta României. Nu neapărat soarta USL-ului, care va fi creditat și va lua voturile pe care cred că sondajele de opinie îl creditează această formațiune politică. Dar soarta acestei țări depinde de votul dumneavoastră. Vă rog să vă prezentați la vot duminică și împreună să finalizăm o etapă neagră din istoria acestei țări, care este etapa Traian Băsescu. Aștept întrebările noastre. Pentru că se apropie sfârșitul campaniei electorale, vreau să mă întreb dacă dumneavoastră considerați că aveți de îndeajuns, dacă vă simțiți reprezentate de candidații, indiferent dintre care vă folosiți. Nu cunosc și mă abțin întotdeauna să fac aprecieri de tip colectiv, de tip global. Dar există în listele electorale niște oameni în care am încredere. Sper ca acei oameni să fie în viitorul guvern al României. Și sper ca guvernul USL să fie un guvern care comunică cu țara, care ia deciziile ca urmare a unei dezbateri publice, ca unei analize publice, și acest lucru există din punctul meu de vedere garanții că se va întâmpla și am convingerea că din cei 400 și ceva de deputați și senatori și nu numai, USL va face un guvern care să treacă țara printr-o perioadă dificilă, care va fi anul 2013, și care să-i dea o șansă să se stabilizeze. În condițiile în care prezența la vot va fi peste 50% și am convingerea că va fi o prezență masivă la vot, scorul USL-ului poate atinge 60%. Victor Ponta rămâne în continuare singura propunere de premier pe care USL-ul va prezenta. Categoric da. Aș vrea să vă spun un lucru și vorbesc din punctul de vedere al Partidului Național Liberal. Noi niciodată, dacă vă veți uita în istoria noastră, n-am fost nici lipsiți de caracter și nici trădători. În momentul în care două congrese de partid au luat o decizie, în momentul în care USL-ul a luat o decizie, cuvântul nostru rămâne cuvânt și candidatul USL este Victor Ponta. În condițiile în care președintele va chema partidele separat. Din punctul meu de vedere, dacă președintele ar face acest lucru, s-ar pune în afara prevederilor constituționale. Se pune singur, pentru că dacă cineva va avea curiozitatea să urmărească discursul președintelui din 2004, când Partidul Social Democrat a câștigat alegerile din punct de vedere procentual, președintele a venit în fața națiunii și a explicat că avem de-a face cu o alianță politică, ceea ce era alianța DA la momentul respectiv, și că în conformitate cu legea 14 a partidelor politice, legiuitorul român a înțeles să asimileze partidele politice și alianțele politice în aceeași dimensiune. Așa se interpretează textul constituțional din 103. Nu putem, și președintele nu poate să facă, dacă are un dram de onoare, să facă altceva decât a făcut. Pentru că dacă ar face altceva, din punctul meu de vedere, și vorbesc ca jurist, ar pune în discuție legitimitatea guvernelor după 2004.
până în 2008. Și nu cred că Traian Băsescu poate face acest lucru. Pentru că atunci ar fi fost un abuz, dacă era interpretarea pe care nu o prefigurează astăzi. Astăzi îl rog să se așeze în standardele prevăzute de Constituție. Președintele a explicat la țară la Cotroceni, vorbim despre articolul 203, președintele cheamă partidul care are majoritatea parlamentară, dacă nu există acea majoritate, sunt partidele reprezentate în... Vă mărturisesc că are o foarte mare dificultate. În momentul de față sunt două alianțe politice, da? USL și ARD. O alianță electorală. USL este alianță politică. Este alianță politică înregistrată la tribunal. ARD nu e, poate fi doar alianță electorală, nici măcar nu m-a interesat pentru că n-a fost vizibilă cu niciun mesaj în această campanie. Aș vrea să-l întreb și eu pe Traian Băsescu ce text de lege îl lasă să aprecieze asupra majorității. Pentru că în contextul actual, fiind vorba de alianță, este foarte dificil să vorbim despre un procent de voturi rezultat din alegeri. Dacă susține președintele Traian Băsescu a propune un guvern de Uniune Națională, reprezentat de fiecare partid care se formeze guvern. Ce s-a rezultat în acest caz? Un guvern de Uniune Națională este un guvern de criză de obicei. De obicei nu este un rezultat al alegerilor. Și prima prioritate, așa cum spuneam și subliniez cuvântul democrație, este să respectăm voința populară. Dacă voința populară dă o majoritate politică în Parlament, aceasta este cea care va face guvern. Dacă vom avea de-a face cu o fragmentare și nicio formațiune politică nu va obține scoruri semnificative care să-i permită să fie chemată a face guvernul, în aceste condiții se poate discuta despre orice. Dar Traian Băsescu aș vrea să țină minte ceea ce s-a întâmplat în situația Lituaniei, cu prietena domniei sale care venise în România și ne dădea lecții în perioada referendumului. A fost obligată să recunoască rezultatul alegerii. Uniunea Europeană nu poate tolera derapaje democratice majore. Se va avea cupuri parlamentare comune? Nu vă pot da un răspuns, dar cu siguranță grupul USL va fi unul solid. În raport de ce prevăd regulamentele Parlamentului și n-aș putea să vă spun în momentul de față dacă regulamentul Camerei Deputaților sau al Senatului prevede posibilitatea de grupuri parlamentare comune sau... Din câte știu eu, USL, în alegerile acestea, candidează ca alianță electorală. Nu, candidează ca alianță politică. Deci, în 2005, PNL a avut grup separat, PD grup comun. Au fost grupuri separate. Iertați-mă, eram senator în momentul acela. Din câte știu eu, s-a decis să fie grupuri separate, pentru a da mai multe șanse la ședința Camerei. Nu, aș putea să vă contrazic. Totuși eram senator în momentul acela și grupul a fost grup separat în momentul 2005. Aceasta este opinia noastră, eu vă spun care este realitatea pe care eu personal am trăit-o. Deci la formarea Parlamentului, PNL-ul a avut grup separat, PD-ul a avut grup separat. Dacă îmi permiteți un simplu comentariu, sunt detalii care nu schimbă datele problemei. Pentru Categorii. Că dacă Traian Băsescu ne va chema separat și noi vom decide să mergem separat doar ca să acceptăm dialogul, nu e o decizie încă luată, rezultatul va fi același. PNL, PC, PSD, UNEP, vă spune Victor Ponta. Care, ce se schimbă pentru Traian Băsescu? Absolut nimic. Dacă în Parlament vom avea grupuri separate, credeți că va fi altă conlucrare între partidele politice? Va fi exact același lucru. E un detaliu care nu schimbă datele problemei. Din fericire pentru noi și pentru români și din păcate pentru Traian Băsescu. Doamna Nicolae, ați făcut referire la reprezentanții din ambasade și consulate și ați spus cumva semnul întrebării activitatea acestora în organizarea alegerilor. Ce vă determină și cu această ocazie să aveți? Inclusiv faptul că în această săptămână cineva a trebuit să fie rechemat, un diplomat a trebuit să fie rechemat acasă pentru că făcea campania electorală în favoarea unei formațiuni politice. Nu exclud ca mai mulți
diplomat să facă acest lucru și de aceea îi atenționăm că statutul diplomatic nu dă voie la partizanat politic. Despre cine vorbiți? Vorbesc de o doamnă consul la Bilbao, care a fost rechemată. E informația publică. Da, există comunicatul Ministerului Afacerilor Externe. Alianța România Dreaptă solicită demisia premierului Ponta și a ministrului Tușa în contextul în care plec anunțat oficial că suntem de 18 milioane de alegători, iar premierul s-a pronunțat în fără răspuns că suntem cu vreo companie a ministrului. Nu vedeți această solicitare? Ca un exercițiu clasic de fariseism, toată lumea știe foarte bine cât suntem în această țară. Este o declarație a lui Mihai Răzvan Ungureanu înainte sau după ce s-a dat cu unguent? Că e o nuanță importantă. Da. Vă mulțumim.